Sfântul Spiridon și cei doi cai În anul 313, Marele Împărat Constantin le permitea creștinilor prin lege să se închine în voie lui Dumnezeu. Totuși, după ceva vreme, au apărut multe erezii, împiedicându-i pe oameni să creadă cu adevărat în Hristos. Cea mai vicleană dintre erezii era cea a lui Arie. Împăratul, văzând credința tulburată și ortodox și persecutați, i-a chemat în anul 325 pe cei mai importanți sfinți părinți la Nicea, azi orașul Iznic din Turcia. Printre cei chemați se afla și Sfântul Spiridon, un foarte smerit episcop al bisericii din Cipru și renumit pentru multele sale minuni. Sfântul Spiridon porni îndată la Nicea, dar slujitorii lui Arie își pusese rângând să-l împiedice să participe la întâlnire. Așa că pe ascuns îl urmăreau pe episcop și pe diaconul său. Când se lăsă seara, Sfântul Spiridon și diaconul său se opriră să-și mai tragă sufletul și să își odihnească caii. În acel moment, arienii le atacară și le decapitară caii arienii plecară convinși fiind de faptul că Sfântul Spiridon nu își va mai putea continua drumul. Diaconul a auzit zgomot și ieși afară să vadă ce se întâmpla. Găsi cei doi cai zăcând fără cap. Se duse la sfânt și îi spuse cu tristețe. Sfinte părinte, îmi pare atât de rău, dar am pierdut caii și nu mai putem merge la Nicea. Senin, sfântul răspunse cu pace în glas. Nu lăsa necazurile să te descurajeze, frate. Dute la cai, lipește-le capetele de gâturi și crede că Sfânta Treime este cu noi. Diaconul s-a întors la cai și a făcut, precum i-a spus Sfântul, capetele tăiate le-a lipit de gâturi. De îndată ce capetele au fost puse înapoi, cai au nechezat și s-au ridicat nu era nici urmă de rană pe gâturile lor. Totuși, în întunericul nopții, bietul diacon a pus capul calului castaniu pe gâtul calului alb și capul calului alb pe gâtul calului castaniu. În dimineața următoare, Sfântul Spiridon și diaconul său își continuară drumul spre Nicea fără nicio altă piedică dar cei care îi văzuseră pe cei doi călărind asistară la o priveliște nemai întâlnită. Un cal alb cu un cap roșu și un cal roșu cu un, cal alb, cu un cap alb. Cu ajutorul și mila lui Dumnezeu, Sfântul Spiridon a ajuns cu bine la Nicea. Acolo, împreună cu ceilalți 317, de sfinți părinți, a apărat credința noastră ortodoxă și pe cea una sfântă sobornicească și apostolească biserică de erezia lui Arie. Aici, la Nicea, la primul sinod ecumenic, Sfântul Spiridon a făcut cea mai renumită minune a sa, dar asta e deja o altă poveste. Sfinte Ierarhie Spiridon, milostivește înaintea Sfintei Trăimi pentru eliberarea Ciprului și pentru noi păcătoși. Sfârșit și slavă Sfintei Trăimi pentru toate lucrurile!